colega noastră Laura Ramba și-a împlinit un vis, acela de a deveni mamă. Prezentatoarea televiziunii Făgăraș a născut vineri la maternitatea din oraș un băiețel minunat, pe Matei. Cea mai mare bucurie pentru tânăra familie Ramba, fericire pentru care Laura a renunțat deocamdată să prezinte știrile Observatorului de Făgăraș. Ea a ales ca în următoarea perioadă să se dedice întru totul micuțului pe care l-a adus pe lume. Rolul de mamă se pare că îi se potrivește perfect, iar Laura se simte mai fericită decât oricând. Noi colegii din redacție îi urăm bun venit pe lume lui Matei, felicitări proaspeților părinți și ne bucurăm că echipa s-a mărit din nou. Numai bine, familie Ramba, compusă acum din 3 membri, Matei, Laura și Adi.